Debutul campaniilor naționale de vaccinare nu a dus și mult așteptata relaxare a măsurilor restrictive. Germania și Grecia prelungesc carantina, în vreme ce Serbia, un stat care a imunizat aproape la fel de mulți cetățeni ca și România, ia în calcul reinstaurarea stării de urgență. Cu 2700 de cazuri diagnosticate în ultimele 24 de ore, Grecia se confruntă cu explozia infectărilor. Este cel mai mare bilanț zilnic făcut public de autoritățile de la Atena de la debutul pandemiei. Grecia continentală rămâne în carantină până pe 16 martie, iar noi restricții urmează să fie introduse zilele următoare. Η πίεση που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι πια στο κόκκινο, είναι στο βαθύ κόκκινο. Ως εκ τούτου, περνάμε από το επίπεδο αυξημένης ετοιμότητας στη διαχείριση της κρίσης στο επίπεδο εφαρμογής σχεδίου έκτακτης ανάγκης. Carantina a fost prelungită până pe 28 martie și în Germania, din cauza numărului mare de îmbolnăviri cu noul coronavirus. Cu toate acestea, cancelarul Angela Merkel admite necesitatea unei relaxări treptate a restricțiilor. Din 8 martie, autoritățile vor permite întâlnirile dintre membrii a cel mult două familii, iar florăriile și librăriile vor fi primele magazine neesențiale cărora li se va permite să-și reia activitatea. Wir stehen wieder einmal an einer neuen Schwelle oder an der Schwelle einer neuen Phase der Pandemie. Eine Phase, in die wir eben nicht mit Sorglosigkeit, aber doch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, mit berechtigten Hoffnungen hineingehen können. Wir können heute von Hoffnung und dem Übergang in eine neue Phase sprechen, weil wir ja alle in den letzten Monaten in unserem Land sehr viel erreicht haben. În acest timp, spitalele din Serbia se află în pragul colapsului. Numărul infectărilor a crescut dramatic în ultima perioadă, în ciuda faptului că guvernul de la Belgrad a reușit performanța de a vaccina aproape 1 milion de oameni. Ca urmare, experții sanitari din statul balcanic cer introducerea stării de urgență. Razgovarajući sa ljudima iz kliničkog centra, došli smo do zaključka da je ovo porodični tip i zaražavanja. Jer mladi ljudi zaražavaju svoje roditelje, bake, deke i dešava se da cele porodice završavaju u našem kliničkom centru. Da bismo to sprečili, moj je jednostavno predlog, moramo mnogo restriktivniji da budemo. La nivel mondial, bilanțul îmbolnăvirilor cu noul coronavirus a depășit 115 milioane de cazuri. În Europa, peste 34 de milioane s-au infectat, iar mai mult de 825 de mii de oameni au fost uciși de virus.